El Azi, face bro. profesionist aici. Astăzi facem un tier list. Alături de Suchiu. Salutare! Stel. Salut. Și Ruțu. Și nu scoai, că nu înțeleg. Bună, băieți! Bun. Primul băiat această seară. Bă, lasă-mă, bă. De ce gata mă pot să comenteze cu aia? Leandrei, bă. Bă, Leandrei, cu aia am văzut că... Bun, deci părerile părând. Începe bun, deci tu primul. Nu cu mine, cu să chiu că ești. Tu, Hoche, cu mine. Deci părerea mea, bă, n-a jucat, cred că, niciodată cu el, dar știi, bă, se jucă remix, cred că e mid sau bun, dar nu știu. Bă, eu am dat el pe la Power League, m-am și bătut, l-am și bătut, bă, și chiar jucă bine, mă, mi se pare bine. Arată acolo aia să văd că am pune de pun. Eu l-aș pune la bun, mă, că înainte nu prea am auzit de el, acum nu m-am auzit de el. La cine e? Două. Leandrei. Ah, Leandrei e bun, sau OP. Zenutu, părerea ta? Bă, părerea mea este că sunt de acord cu părerile voastre și îl consider și eu un jucător mid. Bună-l bunda. Bine. Andrei. Bă, eu nici cu ăsta nu prea m-am jucat, dar cred că îl pun și pe el pe ăla bun. Da, și eu zic că tot la fel. Bun, că... E bun, e bun, bun. Eu știu și eu, am auzit de el. Chiar joacă bine, m-am zis. L-am urmărit pe acest băiat. Nu prea el. Abia tu băcă de el cine e? E-boy. E-boy? Da. Bă, E-girl. Bă, vezi că m-a jucat cu el acum când am pușat eu meseri de la pe Max cu Stu, bă, și juca bine, mă. El juca Stu? Da. Bă, eu zic că e ok, Max. Eu zic, eu l-aș pune la bun. Tu, Zen, unde l-aș pune? Bă... Am auzit și eu de băiatul ăsta și am văzut că sunt chiar o părere foarte bună despre el, când mi-a spus în privat că e bun, tot la fel, la bun, a spune și eu. Tu s-ar pune la mid? Eu zic la ok. Eu zic la bun. Ah, păi la mid atunci, dacă eu cu star la ok. Bă, la mid. Este patriotul FC-ul Craiova. Cine este, mă? FC-ul Craiova, mă. Stel, domnul Stel. Părerea mea este că... Eu primul ori. Este că s-a făcut cel mai bun în arată-mă ultimul arată-mă timp. Arată-mă la Discord. Păi da, să vadă cine vorbește lumea, bă, prostule. Adevărat. Eu îl pun la seama. Rece, care are multe realizări. Domnul! E cea mai bună echipă. Eu l-aș pune la Rece pentru că este top 1 în România și gen cel mai bun jucător profesionist. Și are foarte multă experiență în scrimuri, este un player competitiv, l-aș pune top 1 în România. Eu l-aș pune la Rece, mă, care și-o tu la Rece. De spate, joacă de mult competitiv, sincer la Rece. Bine, primul la Rece. Bă, Alex, YouTube. Bă, din câte știu băiatul ăsta cam joacă 10 ore pe zi, bro, dar 10-8 ore. 12, mă, cam așa. Bă, și nu știu, mă, de câte ore am jucat versus Sale. Bă, nu mi se părut cine știe ce, mă. L-aș pune la mid. Da, și eu la mid. Bă, părerea mea despre acest băiat este că e un băiat de etnia mea, romă. Și știu că pe live-urile mele îmi cerea foarte mult să-i dau accept la ad. Îl țineam în pent ca prostul, dar am văzut că joacă foarte bine. I-am acceptat tadul și părerea mea este că este bun. Bine, deci eu zic mid. Rămâne mid, da. Bun, Sweetie și-au rămarut. Hai zi, ochi. Bă, Sweetie nu... Nu știu dacă să mă joacă, dar cred că la... Să mai joacă la... Face quest-uri și astea. Cred că tot. E la bun, mă. Da, și eu zic încă rămas bun. Chiar dacă nu se joacă, tot e bun. Bă, Sweetie, la fel și eu, că e bun. Am o părere foarte bună despre pentru că îl cunosc, nu personal, dar îl cunosc de pe joc. El obișnuia să-mi dea foarte mult bun, să-mi dea foarte mult hate. Eu l-aș pune la ok. Tu, Star... La OP. Deci rămâne bun. Bă, Coco. Bă, am văzut că Coco are trofee multe, dar nu știu.
Cred că îl pun tot la bun, că nu prea mă joc cu el. Dar e troll. Ăsta e prieten bun cu Stermă, ia zine, Sar. Cocu e bun. Atât? Atât. Da, și eu tot la fel zic că e bun. Redoro, cum e Cocu? Bă, eu nu cum să faceți bea, dar dacă știți că e bun, e bun. Hai, mă, e... Bă... Nu. Cine ăsta, mă? Ștefănel. Ștefi Lăchi. Eu zic că e ok. Ăsta zen ca să te bag în context și o lua lăcheală. La cheală, am înțeles. Bă, eu îl pun la ok, mă, dar n-am nimic cu el, dar e ok. Eu zic că e slab. Nu, e slab, zic că nu e slab. Okay, la ok. Hai la ok. Pizza. 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 Bă, n-am, bă, cred că nicio părere. Nicio n-am. Cred că îl pun la ok. Bă. Eu îl pun la slab. La cine e pizza? Oameni, cu ai mei să-l pun, cred. Hai, drag să o... Aici vreau să-l au pe Zentoro. Nu, începem zvonul. Cine-i mânta? Cine-i ăsta? Începem ok. Drag să o... Bă, deci... vorbește mai aproape, mă, Star, că te auzi încet. Deci, bă, Vuk e cu Sikitul de aici, apare. Deci, drag să o, a fost cu echipierul meu preferat. Am avut multe realizări și momente frumoase pe acest joc. Îl pun la OP, doar că e șmecher, mă, rău de tot. N-am ce să zic despre el. E șmecher. Bă, eu zic că mai dă mult, l-aș pune și la OP, dar acum, e că să mai joacă, dar să mai joacă decât Power da, League. De fapt, da, mă, cred că la bun. Așa, eu l-aș pune la bun. La bun, mă, la bun. Da, la bun. Stai, mă, să zică și Zentoro părerea lui. Bă, părerea mea este că este jucător de beta, mult mai bun și mult mai experimentat decât Stel și decât toți ăștia de aici. Este probabil un jucător de beta cu experiență. Și l-aș pune la OP. Da, păi rămâne la OP, mă, dacă tu ai OP, ok, eu cu Star bun. Nu, mă, sau, a, mă, da, rămâne la OP. Hai, pune la OP. Bă, Steaua, Stelism. Voche, păi. Bă, Voche. Chiar dacă nu s-a mai jucat el, bro, Star, bă, m-am mai jucat cu el, Leder și astea, eu zic că încă e OP, mă. Eu a zice că e slab. Eu zic că e slab pentru că mi-a dat foarte mult bullying și în echipă și când am luat, când am recrutat, era gen vai de capul lui, eu l-am luat să-l fac om și el după aceea. OP. Bă, asta să întrerupe și comentează, da? Eu zic că încă e, mă, bun, dacă s-ar apucat gen. Dacă mai stat până aici, se lăsa fraude pe aici la vot, dar nu mai zic. Zize, nu de-l pui. La slab. Da, mă, la slab, deci OP. Slab, este, bro. E mid, foaie. Asta, mă, bun. Nu, mă, bun, de fapt. Stai, mă, bun, mă, canți 2 de OP. Le capa Bogdan. E bun, cred. Păi, eu zic că e bun, coaie, că am mai dat, dar e la, pe la e Paul. E bun, stau chiar OP, poate fi, nu știu. Nu știu, cred că poate fi cu aia și OP, că ăsta chiar joacă bine, mă. Bă, eu sper că... totuși la bun, mă, că nu prea sunt. Eu sper că băiatul încă nu e supra pe mine că-l țin în pend, dar ideea este că nu accept la români, ad. De-aia țin în pend. Mamă, că-l pun oricum, la cum a jucat, îl pun la bun. Și eu îl pun la bun. Hai, la bun. Păi, stai, eu n-am zis, nu știu, n-am nicio părere, pun și eu la bun. Grig. Grigore, care nu prea încape, mă, dar... Grigore, trebuie să facem de ăla special. Trebuie să-l mai primim două poze pe Grigore. L-aș pune la ok, mă, că noi nici nu joacă prost, dar nici nu joacă bine. Grigore... Vrea să joacă Brawl Stars. La ok, mă, la ok, pune. Acum, mai mult, sportul, mâncare sănătoasă... Părerea mea este că acest copil cu probleme grave la cap, care îmi dă mereu hate și mă face țigan și pare ceva cu țiganii, Monu Sprânceana asta de copil, poze în patru, mai a patru și așa mai departe, l-aș pune la kit. Păi, mă, e camera. La OP. Dar chiar, bă, papucii lui Grigore, mă, știți, bă, papucii lui Grigore. Plăpătarii. Băi, atunci pune la mine sau la la OP, mă, la OP, pune.
La Kit. Bine, hai. Dromii. Grivei. Dromii la... Da, dromii. La ok. Dromii la ok. Eu las, bă, sincer, dromii nu. Eu las până la mita, ce ziceți voi. Bă, Zen, bă, bă, zi mă, Zen. Eu nu-l cunosc, nu-l cunosc, eu tot mit. Bă, bă, zi mă. Nu știu pe grivei, pe câine. Bă, nu știu, mă, asta e cățelușul meu, grivei. E la cățelul ok, mă, zic eu la ok. Da, eu zic că, glumesc. Mit, mit. Eu l-aș pune la ok cu aia, nu. Eu la mit. A, ok, mă, dromi. E ok, mă, dromi. E ok, da. E ok. Daniel Moldoveanu. Daniel Moldoveanu. Bă, cred că la mit l-a spune, mă, chiar e mit, da. Bă, după țepele pe care le-a dat, după a încercat să dea, după țepele pe care le-a dat și a pierdut contul, nu s-a mai jucat, l-aș pune la mit, mă. La mit, mă. Dacă nu se lăsa și așa, îl punea la bun sau chiar rupe, poate rege. Zizentorul, părerea ta despre Daniel. Bă, părerea mea este că este una bună fit de la mine și l-apreciez, îl aș pune la mit. Bă, ești la mit, rămâne, băiat. Bă, Flămândul 23, Foame 23. Bă, Foame, bă, e un prieten bun al meu, care am văzut că o pușea multe rancuri, 30 sezonul trecut, vreo 10 chiar cu aia, insane, toate pe Braubol, nu joacă hot zone, basket, nu, astea nu se atinge de el. Exact, aici ai dreptate. Bă, eu l-aș pune la mit, mă, pe Foame. Și eu. Că... Și eu la fel. Ce-ai vă chedeți? Eu l-aș pune la OP, mă, pe Foame. Eu la mit. A, păi vine bun, dar. Bă, vă chedeți, tu ce ai de zi de Foame? Pe Foame e și el acolo bun, mă, își merită locul, dar a dat permisiunile astea și nu prea a fost corect ce a făcut, dar nu mă zic mai multe. Ce-a făcut cu permisul, oare? Că n-au, nu-s pe față. Mă urmă, ochii, că a dat ceva să ia permisul. A dat ceva? Cam că da. A făcut în video. Cu măsa, cu cine? Cu măsa, în fine, nu contează, hai, pune la mit sau la bun. La mit, mă, la zi 3 mit. Wow. Agaci. Aici vreau să-l aud pe Stel, bă, ăsta e prieten bun cu Stel. Agaci e OP. No, adică, bine, eu zic că e bun. Zizel. Bă, nu știu, eu știu că ăsta are ceva cu toți românii de pe Bruce, sau că le dă snipe-i, bate. Un băiat foarte rău. Eu l-aș pune la ok. Bă, eu l-aș pune pe la bun acolo. Deci... Ca mii de zi, cred. La mii sau buni? Nu, la bun. Dar nu e, mă, e mai bun ca Foame și ca ăștia de aici, cred. Da, mă, eu zic bun, mă, nu mii de. A, e bun. Bă. Ăla mic, slab. Slab. Separul. Separul. Bă, părerea mea e că... Nu tot pizza pune-l. Sincer, n-am nicio părere, nu se mai joacă. Îl bat. Îl bat fetele la școală. Îl bat fetele la școală. Dacă îl bat fetele la școală, pun la slab. La slab. Bă, aici avem unul de lapte. Iuluz, mă. Aici vreau să-l au pe Zentoro. Iuluz, în zi. Cine e Iuluz? Da. Stai Iuluz? Da. Bă, pe vremea mea, Iuluz asta cerșea foarte mult ad de la mine să jucăm mereu împreună, dar de fiecare dată când am jucat împreună, mi-a dat unfriend de fiecare dată. Eu îl consider un lăchit. Adică slab sau ce? Slab. Bă, eu zic că e slab, mă, n-ai ce să zici. Eu zic că e rege, mă. Deci să chiu, tu ce zici? Și unde îl pun pe băiatul ăsta? Eu zic că e slab. Da, slab, mă. Bă, ardei, ardei YouTube. Wow. Bă, părerea mea e că eu l-aș spune la mid, mă. Pardei? Păi mid sau ok, da. Da, mă, da. Eu tot aș zice ca mid așa. O Pardei l-aș pune la... Nici nu se joacă mult Brawl Stars. Uneori se joacă mult, are perioade și perioade. Da, la slab. La mid. Zizentor. Am auzit că ăsta și-a spart ochelarii pe la un live și nu știu dacă e ok sau nu, dar l-aș pune la mid. Bun, deci. Hai, la Ruben. Slab. Slab. Eu l-aș pune OP. La OP sau mid. Nu mai zic nimic altceva. L-aș pune la OP. Deci, nu mai ești aici, mi-a făcut la Power League.
Ok, deci, ok. Păi este slab, sau tu, tu păi ai zis nu, ok. Eu am pus mid. Și ah, păi da, ok. Am pus OP. Bă, Stel OP a zis. Da. Da. Bă, ăsta trolează, vă, mai zi mă la mișto. Că nu mă la măster. Nu zi mă la mișto, e pur mă rupe. Cașcaval, bă. Cașcaval. Cașcaval, bă. Bă, ce să zic, e bun, îl mănânc. Da, bă, sincer, cașcaval ăsta chiar joacă bine, mă, îl pun la mid. Bă, nu știu dacă joacă bine, cred că l-aș pune la ok. Zi mă, Zentoro, e bun cașcavalul. Da, e bun cașcavalul, dar la light. E și sănătos. Tot la ok l-aș pune și eu. Bine, hai, lasă-l la ok, dar. Bă, aici azi întorc să-i spună Barosanu, prietenul lui. Barosanu. După Tribe România. N-am ce părere să dați pe acest băiat individ. De ce? Pentru că știu ce a făcut la prietenul meu, Paul Milbei, și nu e ok ce i-a făcut. Ce i-a făcut? Păi când eram în Tribe, vă spun o poveste, când eram în Tribe, acest băiat s-a dat la Paul, l-am încercat să-l apăr și m-a făcut țigan borât și ceea ce am auzit, nu mi-a venit să crezi și am dat ban. Wow. Deci îl pune la slăchit, la slab. La lăchit. La slab, la slab. Eu zic ok. Bă, aici avem un băiat care îi respect visul lui de a juca cu Stas. Eu câștigat clupa bun. Eu zic că e băiat ok. Sau slab. Eu zic că e... Eu zic că e slab. Eu zic că e bun. Dar cine e ăsta? Băiatul cu Bobo. Băiatul cu Bobo. Bobo? Da. Sau da. Edward. Deci la fapt rămâne. Slab. Hai, Bradea. Bradea bani. Bă, Bradea, nu știu dacă să mai joacă. Nici mai am luat, cred că e mid. Nu știu, i-am dat am frec că mă spama cu invite-uri, vere. E bun, Brade. Părerea mea e că da. E mid. Brade era bun pe vremea mea, a jucat foarte mult cu youtuberii, căra, îi făcea rang 35 și acum parcă e senior în FGM Genesis, eu îi spun că e tot bun. Eu zic că e mid. Și eu. Deci... Păi... Mie nu poți să zici că e cam cu afone cu aia. Sau că, aia mă pune la bun. Aia mă pune la bun. Bă... Cine e mă ăsta la frumoasă? Un jucător de fotbal, mă, consacrat. De nume ce, bă, ce bun se joacă? E fundaș? E fundaș. La ce echipă? La Păuleni. La Păuleni, ce Păuleni? Bă, nu știu, mă, de Candy, eu m-am jucat, mă, cu el, am bătut niște basketboliști care pușau rang 30, i-a rupt Rico, eu l-aș pune la ok. Și eu tot la ok, mă. La fel, la ok. Un băiat de treabă. Chris Chirai, bă, despre băiatul ăsta știu că trăgea de cluburi. Trăgea de cluburi, bă. El e ținea mult cu cluburile, dar așa nu prea juca bine, cred că la ok l-aș pune. Nu, mă, îl pun la slab. E mid, mă, la mid. Zici, Zen. La mid. Păi atunci este ok. Da, este ok. Goofy? Cine era? Aolo. Goofy. Fiu, mă, prietenul lui Suchiu. I-a zis Suchiu că e prietenul tău. Bă, eu zic că e ok, mă. Fiu. Goofy. Zic că chiar că e ok, mă. Joacă și bă, okay. Vezi că Fiu e bun, mă. E bun sau OP, Fiu. Chiar e bun. Goofy. Bă, Fiu vezi că e foarte bun, nu e bun. Am prins și eu cu el. Am auzit perioada și e bun. La OP. La mid. Poți să pui și la OP. Nu mă, eu am zis ok, păi ce cu voce mid. La bun sau la mid. Filip, ia zi mă, Zentoro. Filip care s-a pus. N-am ce să zic, că nu-l cunosc. Voi trebuie să spuneți că voi să jucați cu el. Bă, zic eu primul. Ce să zic? N-am mai jucat cu el de mult, dar... E rege. Că ce? Face bani mulți. Bă, și eu zic la fel. Eu zic că e Torege. Cred. Eu zic că e OP. Hai, pune la OP dacă aș zis. Pune-l mă la rege. Eu zic că e pune aia la rege. Lasă la rege. E bun, hai. Abia s-a tuns. Abia s-a tuns vorba lui. Gabriel. Gabriel. Bă, Gabriel, ești tot la telefon din... Gabriel. Bă, vezi că Gabriel joacă trecut. Bine, mă. O juca la Brawl Stars ăsta, qualifier la munte. Brawl Stars,
qualifier cu aia și bă, aproape era dacă de prima rundă. Aș vrea și contra Linencu, nu? De câte știu pe loser bracket, a avut ceva probleme și n-au mai jucat. Deci, eu zice și eu azi zice bine. Așa că depune emulator, e și greu, poate deșea un telefon. Oh, ai, pe Gabriel e ok, nu? Dacă și-au mai pe... Cine mă cu măsa cu aia de zbrăcat? Ce lu, mă? Bă, vă luați strike-ul, băieți. Nu, Kendi, Dremic. Ce lu? Dremic. Ce lu, sincer, l-aș pune la bun, da. Bă, și eu zic direct la bun, mă. Ăsta chiar joacă bine, ăsta are potențial mare. Da, mă, la bun, mă. Ăsta deși s-ar apuca serios și așa, ăsta chiar ăsta de s-ar apuca serios și n-ar mai da camera în kilos cu măsa, a rupe. Și o zi la fel. Da, și o zi la bun. Bă, Geone care lucrează wow. Cu șantier. Geone, zine mă zentorul, Geone. Geone? Forgotă, nu, delfin. Yeah. Hai că delfin. Mai știu, mă, că aveau ei un server mistic, nu știu cum, și făceau turnee. Mister Legacy. Sau nu știi? Mystic Legacy? Îl chema da. Geone, mă, sau Forgotten și Balon ceva pe joc. E moldovean. Moldovean ca să Q? Da. La Slav. La Slav, direct. Păi îl pun la un ok dacă e moldovean ca să Q. Bă, și eu, și eu. La ok, mă. Eu zic că Slav. Mai, da, Slav. Slav, mă, că i-a dat să Q un trișat. Ia, da, deci poți să-l arăți, mă, chiar, sau la Exila, da. La edit, mă, la edit. Da, bine. La Exila, din trickshot-ul ăla. Iulen, slab. 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 Bă, eu zic no. Că... Eu zic că e mid sau bun. Eu zic că e bun, mă. Bă, am văzut că o jucă la slab. Brawl Stars Cup. Nici el, din păcate, nu a trecut de prima rundă. Au avut lag. Nu știu ce a făcut, dar am văzut că acum e... cel mai motivat, s-a apucat de competitiv cu o echipă foarte bună. Da, am auzit și eu. Și eu zic că e bun, dar o să vedem turneu. Eu zic dacă acest bea nu renunță la visele lui, poate să-și găsească o echipă să fie a doua cea mai bună echipă din România după mine. Și Remix. După voi. Bun. Bă, aici avem o fugitură de acasă. Un, aici avem un succiu. Părerea mea e că l-am luat sub aripa mea de când eram mic. Mă jucam odată Brawl Ball cu el și juca Nita și mi-a ratat de trei ori cu poarta goală. Dar acum e bun rău, îl pune la rege. Unde primă se întâmplă? Bă, la rege îl pun, că îl cunosc de mic copil. Eu l-am crescut. L-am crescut la țânsa mea. Când vreau și eu să progresez, mi-ai dat kick din echipă? Nu i-am dat kick. Vă minte, nu-l ascultați. Acum inventează, bagă scuze. Da, bă, da. Nu i-aș fi dat niciodată chei lui băiatul ăsta. A, mă, deci Karma David. Karma da. David. Da. Zi, mă, Zentoro, tu aici, că tu ești prieten cu el. Bă, Karma David este un copil foarte talentat pe Brawl Stars, dar păcă că s-a lăsat și s-a apucat de Fortnite. Eu aș spune că dacă... Valorant. Sau Valorant, bă, dacă nu se lăsa de Brawl Stars, cred că putea să găsească lejură echipă competitivă. După părerea mea, îl pun la OP. Bă, hai că pe de acolo, pun la mic. Să cine? Karma David? Da. Eu îl pun la bun. Bine. Nu, l-aș pune la OP, de fapt. La OP. Eu tot OP am zis. Păi și eu la bun. Iese bun. Tu star unde? La mid. Da, hai, lasă la bun. Edi, s-a spus Edi. Edi, Trifoi, Zentor, hai zi. Bă, ăla e bun. SSK Edi? Da. Da. Bă, vezi... Că băiatul ăsta când juca la turnee din România, Sâmbapul era cred că a doua cea mai bună echipă din România după echipa lui Stas și după părerea mea, dacă nu se lăsase de competitive și se apucase eu cu Powak și cu cine mai juca, cam ropea. Eu l-aș pune la... Cu SFS Denis, parcă. Bă, eu cred că... Dar nu se mai joacă, nu? Nu, ba, se mai joacă, dar rar. Se mai joacă cu Smoke. Bă, și cu tot e bun. La mid. Sau... Eu zic bun. Tot bun zic. Bine. Hai, bun. Bă, Dascălu, Cristinatorul. Oh. Părerea mea e că e bun, mă. E bun. Eu zic că e chiar OP, Cristinatorul. Bă, despre Cristinatorul pot spune că mi-a plăcut snipe-ul pe care dă-l să Q și l-a bătut vai de capul lui. Eu l-aș pun la rege. Când m-a bătut, mă? Nu mai, acum nu le cunoști pe m-a bătut, pe filmare.
Te-a bătut de te-a rupt, bă, băiatul. M-a bătut, bă, ce-a rupt ăsta. Bă, pe Power League, bă, te-a bătut odată. Doamne, cu ei Power League. Și da, ți-a dat smet, de fapt, și-a râs de tine și a făcut. Eu l-aș până la regi. Eu zic Ope. Cristelica unde-l? Pe cine? Pe Cristinatorul. Cristinatorul. La bun. Și eu zic tot bun. Rămâne bun. Bă, aici avem un om călăreț. Păi cu George. Bă, pe... Eu zic la rege, mă, la rege. Cred că-l pune la rege. În prime-ul lui, mă, slab. Bă, Petru, la momentul actual totul se votează la momentul actual. La momentul actual. Da. Bă, la momentul actual, dacă s-ar apuca să joace, eu zic încă ar fi poate mid bun. Ce, mă? Mid eu bun pe acolo. Și eu tot mid. Da, mă, dar pe vremea lui era rid. Nu s-a mai jucat cu aia oricum pe jumătate de an. Bă, deci Cronos. Cronos? Bă, Cronos e modul România, nu? La OP, bă, Cronos. La OP, că văd că am zis că e unul în România. Eu zic că bun, că oricum la leader, așa. Vezi că și leader-ul contează. Bă, da, dar nu prea l-am văzut joace competitiv sau niciodată nu, cred că chiar l-am văzut. Are echipă. Ceva de genul. La bun. Eu zic bun. Bă, Marian Gaming. Aici vreau să-l au prezentorul. Bă, vă las pe voi să începe și după zic și eu. Hai că zic eu, Marian Gaming îi... Stelia zi. Mid. Părere că ai mai stat pe live-urile lui. Mid, bă, mid. Eu cred că tot la ok sau mid, mă, nu știu. Eu zic ok, mă, că nu se mai joacă nici ăsta. Bă, părerea mea este că când mă jucam cu el și cu Swarm, Swarm mereu îmi lua apărarea că țipă la mine fără motiv, mă jignea, mă țipa la mine că greșesc mereu. Eu l-aș pune la mid, dar nu prea merită, eu l-aș pune las la mid. Păi ok, mă. Da, vreau să spun că respect Swarm la faza aia. Ce faza? Mâșe grâu. A, mâșe grâu, bă, nu știu, mid. Eu aș zice mid și eu aș zice mid. Nu prea am auzit multe de el. Nu știu dacă se mai joacă. Nici nu mai joacă acolo. Bă, cred că mai joacă, bă, nu are cum să... Eu mă joc cu Nicola. La următorul, chiar că vreau prezentorul să-l aud. Vreau să începeți voi primii, după zic eu, zic ultimul. Deci vreau să-mi zici. Zic ultimul. Eu încep, deci Scrappy. Bă, Scrappy, era șmecher când mă uitam pe live-urile lui. Bine, nu zic acum nu e șmecher, dar au trecut vremurile alea. Nu știu, cred că la mid mă să-l punem pe Scrappy. Eu n-am nimic cu el, îl pun la mid. Vreau să-l au prezentorul. Bă, zi tu să chiu. Zi să chiu acum, că după zic și eu. Că și nu să ai părere bună. Bă, am văzut că nu se mai joacă. Oricum, slab. Sel? Eu nu știu, îl puneam normal la bun, dacă nu se mai prea joacă, poate la mid. Hai, bine. Bă, părerea mea despre acest om este că îmi pare rău că a dat foarte pe SQ să-l bag pe el, să joace la un scrim, dintre care SQ s-a supărat pe mine și a ieșit, gen, a zis că i-am dat kick din echipă, dar nu i-am dat kick, l-am lăsat puțin pe bancă să se odihnească, să intre cu forțe proaspete, dar din păcate s-a stricat o echipă de pe baza lui și îmi pare rău, un la mit. Să menționăm că ăla nu era scrim, era turneu de fapt. E, hai să zicem, zicem KGB, mă, KGB, bă, nu știu ce zic despre KGB, cred că... Bă, s-a luat iPad, mă, acum, joacă. OP, mă, KGB, bă, s-a luat iPad. Părerea mea despre acest individ este că este un jucător foarte slab de Clash Royale, un bubos cu bube multe pe față. Nu, dar are iPad. Nu contează, iPad furat. Și este că nu știu să face Metin 2. Și am dat, l-am bătut la 1v1 pe Metin 2, asta vreau să înțelegeți. Pe Brawl Stars, bă, pe Brawl Stars. Cine te jetar list face pe Metin? Pe Brawl Stars l-am bătut de multe ori când am dat el în ladder și mereu plângea, mă înjura, îmi dădea kick, îmi dădea blame, îmi dădea block pe Discord. Eu l-aș pune la slab. Zii, Boche, pe tine, te-am jurat vreodată?
Da, deci îmi plăcea niște care, îmi plăcea că e de mult convocal, nu știu ce, dar tot îl pălău pe că e milă de el. Că și el Bă, a făcut sincer, KGB un tier list. Stai să zic, a făcut într-adevăr. KGB un tier list acum ceva timp și pe mine mă pus la gard și de-aia îl pun și eu pe el pe acum. Bine, nici nu m-au băgat în tariz, băga mea și. Bă, eu zic că la OP, mă, sincer. Da, Acum e de la treabă. OP. Astru. Bă, vezi că Axtro chiar e bun cu aia. Ne Bă, râdeau ăștia că se joacă el bun. codul, că se joacă nu știu ce, dar chiar e bun Axtro. Bă, nu cred că am jucat cu el o Bă, dată, de două ori, dar cred că e bun. Ce o zic că e bun? bun, cred că. Mamă, cine e mă ăla la? Bă, Ventura, vreau să zici tu ce părere ai despre asta. Bă, vreau să înceapă Vochi prima dată. Bă, Cuvântul lui Vochi. deci, eu cred în Dumnezeu pentru că, din cauza acestui om, deci eram acum 2 ani jumate, 3, mă lăsasem de un joc urât, am intrat pe Brawl Stars, pe YouTube, am găsit un live, era acest individ și el mi-a găsit calea pe Brawl Stars și m-a făcut să intru într-o echipă unde am evoluat și sunt acum aici. Dar la momentul actual, deci la momentul din trecut, cred că îl puneam la când era jocul șmecher la rege, dar acum îl pune la bun. Bă, eu zic că înainte când se juca el serios și așa, nu juca la mișto sau să se joace și altceva, să se juca el serios, avea echipa, avea alea, când lua 50 de euro sau la, da? Așa zi. Bă, chiar era bun, mă, dar păcat că s-a lăsat, dar acum și-a luat iPad, din câte știu, trebuie să Deci o ajungă. să fie OP. Bă, eu sincer l-aș pune bun sau OP. Dacă și-a luat și iPad, că îți dai seama că nu și-a pierdut skill-ul, că n-ai cum să ți-l pierzi. Poate mecanica. Stel. Da? Cred că Bă, recuperează într-un an. Zenduro, să te pun la OP. Bă, părerea mea este că trebuie să fac live-uri mult mai zilnice și să mă apuc să de League of Legends, să devin profesionist. Oh, noi vorbim de Pentru că Brawl mi-am Stars, adus mă, nu de... aminte că după mine m-ai pus la slab, te pun și eu la slab pe tine. Hai A, pe dacă el. vorbim de Brawl Stars, eu spun că nu ar trebui să mă mai reapuc de acest joc pentru că am o vârstă care nu mai permite să mă joc acest joc. Eu zic să-l punem la bun. Dacă se reapucă, chiar o să fie bun. Examen se întâmplă. Dar ce Ăsta... ține acolo în mână? Dacă se reapucă serios, poate. Ce ține acolo în mână? Un dildo, ăsta e ei, măi. Deci, nu știu, n-am nicio părere, cred că e mid. Eu zic că e mid, nu știu, Sau nu e mă aș ca niciodată. omul, abar n-am. Bă. Mami, spune că... Mădălin. Mă, Dălin, sincer, s-a stricat când intru pe live-urile lui și văd ce overlay de la are cu Stumble Guys, îi dau report, e mid sau ok. Mai cu Bă, pe băieții Brawl Stars să zic că e ok, un e mid, ok, bro, dar nu nu un e, mid. cred că mi e ok, nu știu. Zici? Tu îți Da, întorci. vrem mă, Madalin. Bă, mi-e pare rău că s-a stat de Clash Royale, că putea face o performanță și acolo, dar... Da, Brawl Stars, bă, tâmpitule. Bă, Brawl Stars era bun, era, nu puteam spune că era bad, era bun, l-aș pune la bun. Vă pun la mid sau ce? Dacă se crede că sincer, joacă ca ăștia cred aici. Da, și eu zic Mida. Ai mid. Neche. Aici să ne spună Zentoro, cel mai bun prieten al lui. Eu nu prea am jucat cu Neche, nu știu. Nici. Bă, cu Neche am făcut o echipă de scrimuri acum mult timp, cred că un an. Și pot spune că l-am luat când era slab ca PsyQ și ca Vokie, când era gen slab, slab. L-am preluat un an să l învăț să joace, să îi spun niște tactici ceva frumos, să l învăț să joace, să facem o echipă. Dar, din păcate, am spart echipa pentru că eu nu mă simțeam confortabil să mă joc acest joc, mă plictisesem complet și, din păcate, când am spart echipa, s-a lăsat și el de joc, n-am mai jucat, s-a făcut la fel de bad cât mi-era, așa că mid. Bă, deci tu l-ai luat sub aripa ta ca pe noi, dar păcat că n-a avut același succes ca noi. Păi, din cauza mea n-a avut acest succes pentru că mă lăsase. Deci eu Și zic n-am că mai e avut mid. cine să joace. Să fie mid sau ok? Eu zic că mid. Ce eu zic că mid?
Hai, vă las pe voi băieți, că voi îl știți. Stas. Deci, să știu zi primul părere despre Stas. Cine intră, mă? MD ești de pe vocal. MD ești de pe vocal. Ești de pe vocal. Ei, mă, dă-i mă-ți cu noi. Așa, hai. Stas. Stas. Bun, deci Stas. Bă, Stas încă e bun, mă, și a fost bun. Eu l-aș pune la OP pe Stas, sincer. Chiar joacă bine, nu poți să zici că e bun. Chiar joacă bine Stas, părerea mea. Bă, Stas e OP. Da, mă, pune la OP. Că da, că e OP, da, nu știu. Nu joacă competitiv, joacă leader, e bun. Da. Dar au jucat competitiv. Trecut. Da, m-a jucat pe vremuri, dar nu știu ce a făcut. Cine? Gabi Foc. Ah. Bă, Gabi Foc. Gabi Gheață, din câte știu, este foarte aproape să facă master la Power League Solo. Nu mai are mult. Eu zic că e bun, mă, Gabi Gheață. Da, eu zic că e bun. E bun dacă face master. Parcă ziceai, mă, că e slab, nu știu ce mai de mult. Bă, nu, de ce zici tu? L-a spus voi la OP, mă, și nu merită, dar e bun. Gen, la bun, da, la OP. Eu zic că e bun. Că nu pun la bun. Stat, așa. Da. Hydra. Bă, nu știu ce l-a pus aici, dar cred că e ok. Și eu zic că ok. Nu știu să-l pun la slav. Nu știu cine e. Bă, cred că știu cine e, dar nu știu. Nici eu nu știu. Esca Gamer. Esca Gamer. Deci, pentru că este din Esca, totuși, îl pune la slab, e din Esca. Bă, băiatule, dacă e din Seca, eu l-aș pune la pregi. Seca, dacă e din Seca, nu. Este un fan, bă, zicură la Esca Gamer. Eu sunt un fan. Sunt fan, boy, chiar. Bă, nu știu, mă, am văzut că se joacă, ziceau ăștia că joacă bine. L-aș pune la mil, mă, că nu știu multe despre, nu m-am jucat niciodată cu el. Am zis că e bun în ladder. Tu, Star? Star a dormit. A dormit, scuzați-l pe Star. Bun, deci, ai la mid. Sergiu. Bă, pe Sergiu, am văzut că Filip joacă cu el mult. Nu știu, nu prea m-am jucat. Bă, cred că e bun, mă, dacă tot să joacă Filip. Bă, m-am jucat și eu cu el, m-a ajutat. Tat el să fac meserie la Pomax, ultimul să iau titlul și e bun, mă. Ducă bine. Da, eu am auzit că acest individ și-a luat kick din Just Us, l-aș pune la ok. Da, și-a luat. Dar de unde știu, mă, tu tot cu aia? De unde știi? Am auzit și eu prin informațiile mele. Păi și el pe serverul la mine. De unde știi asta? Nu mai contează, zi mai departe, l-aș pune la ok. Bă, de unde știi, mă, asta? Nu știu, dă mai departe, hai. Bă, e bun, hai. Bă, SFS Dennis, mă. Sunt eu să ne zic, cred că a avut echipă cu el. Mai întâi de toate are un corp de invidiat. Da. Bă, acum știu că s-a lăsat de mult de joc, cred că are deja un an de zile, doi. Mai mult. Dar, dai seama, era unul dintre cei mai buni din România. Acum cred că e mid pe acolo. Bă, cred că e mid. Da. Era bun, mă, când juca. Ștef. Mă, și văd că și Ștefă ăsta joacă destul de bine. Își pune și pe el la mid. Bă, n-aș juca niciodată cu el, nu știu. Se depinde ce zice domnul Zenuț. Bă, eu spun că tot la mid, că mă zic că joacă bine. Da. Bă, aici l-avem pe Sorm. Mă, aș vrea o părere de aia bună, Zentor. Sorm a fost și va rămâne un coechipier, un jucător foarte bun de brusas din România. Dacă se reapuca și se juca serios de scrimuri, spun că ajungea să joace la o echipă bună și să câștige și ceva bani din joc. L-aș pun la OP. Bă, și eu zic OP, Sorm. Chiar joacă bine. Bă, da, bine. Dar nu știu dacă să mă joc. Da, să mai joacă așa. Ibis. Bă, mid. Bă, da, mid. Nu prea mai joacă cu el, așa. Mai joacă? Bă, cred că da, așa. Eu nu l-am mai văzut.
Păi, pun la mine, parcă m-a jucat odată, că nu știu. Bă, Zucu. Zucu. Cine-i mă ăsta? Tot prieten de-a lui Zând. Bă, băiatul ăsta este că s-a rugat de mine să facem o echipă, să formăm o echipă acum, cred că 5 luni, să jucăm competitive, să fim o echipă românească bună, nu foarte bună, dar să fim bună, să fim un tier, cred că ce, de, habar n-am, da, să fim acolo în chiar și noi. În fine, B, și hai să nu mai mă joc acest joc și am jurat să mai joc competitiv pentru că nu prea mai mă regăsesc în acest joc, că este foarte plictisitor pentru mine. L-aș pune la mid. Bă, da, și eu la mid. Știu că se joacă remix cu el. Da, și eu ce mine. Donorul. Unde pui pe donorul? Bă, l-am mai pus odată pe donor la ok. Da, acum pune-l, îl pune la slab că vrea să slăbească. Pune-l mă lângă el. Să-l mănânce. Bun. Deci donorul mănâncă donor. Bă, cam o tăiată. Da, să vedem dacă mai ai zi Toro vreo schimbare pe care vrei să o faci ceva. Bă, schimbare nu prea aș avea pentru că tot ce ai aici este bine pus la punct. Gen, n-a, și avem nicio schimbare de făcut. Dacă voi aveți băieți. Bă, gândește bine, n-ai tu o schimbare pe unul care l-ai pus la slab? Ai zis că e slab? De cine? Că nu? Că a jucat la Steaua? Când era mic. Ah, gata, știu. Bă, ce schimbare să am? A fost un prieten parșiv, s-a folosit de mine. N-am ce schimbare să mai fac. Ăsta a fost. Dacă nu aveți... Stai mult, că Tireless o dă primăvară. Ăsta e, vă așteptăm la următorul de vară sau de iarnă. De vară. Bă, la început de vară, cam peste... O lună jumate. Da. La început lui iunie, acolo, 14-15... Ne pare rău că unul ne-a părăsit, dar s-a dus să se culce, s-a venit măsa peste el. Cred că doarme. Bă, Star! A intrat măsa peste el, ne pare rău. Bun, deci... La doarme, cu da, mă, da, doarme. Tăia listu. Ne revedem data... Fă un outro, lasă-mi să vă să fac outro. Pe bun băiesc, cam acesta a fost și outro-ul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe. Eu am fost împreună cu Sakiu, Stel și Voche, care am dat niște păreri foarte bune să acești oameni superbi, gen oameni de nota 10, nevinovați, că sunt vinovați, cu acte în regulă. Așa că dacă mai aveți episoade în continuare cu acest tierlist, o să mai facem cu siguranță peste în tierlistul de vară sau de iarnă, așa că nu uitați să vă dați un like, subscribe, la Sakiu, la Stel, la Voche și la cine mai vreți. Vă pup și vă iubesc! Noapte bună, vă! Pa, pa!